Profesor din Târgu Jiu a ajuns în spatele gratilor după ce a întreținut relații sexuale cu o elevă minoră. Totul s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, pe când fata avea 16 ani. Bărbatul a fost reclamat la poliție chiar de mama elevei. Femeia a bănuit că se întâmplă ceva nepotrivit și și-a urmărit fica și i-a găsit pe amândoi într-un apartament din oraș. Profesorul le-a spus anchetatorilor că actele s-au consumat cu acordul adolescentei și că nu a forțat-o pe aceasta în niciun fel. Mai mult, cei doi ar fi avut o relație. Mărturiile nu i-au înduplecat pe magistrați care l-au condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare potrivit legii în vigoare. De asemenea, acesta nu are voie să se întoarcă la catedră pentru 5 ani după executarea pedepsei și trebuie să plătească daune morale de peste 40.000 de lei.